31 kilometers. In the blue corner, we'll have a fighter from Chisinau, Moldova. Standing in 1.78. His nickname is the Lion. His coach, Constantin Rusu. This man is kickboxing national champion of Moldova. Professional record, no wins, one defeat. Fighting out of the blue corner, Rado Copăceanu! Primul meci la categoria 71 de kilograme, acolo unde moldoveanul Rado Copăceanu va întâlni pe Marian Dinu. Radu Copăceanu vine de la teamul Lion din Chișinău. Este un sportiv foarte, foarte tânăr, doar 18 ani. Un sportiv cu un palmares foarte bogat în kickboxingul amator. Radu Copăceanu fiind campion național al Republicii Moldova, dar și campion european. A debutat și el în acest an la profesioniști. Este vorba despre o gală KOK care a avut loc la Chișinău în Moldova. El a pierdut acel meci al său împotriva altui sportiv foarte, foarte talentat din Cehia, și acel sportiv foarte tânăr, 19 ani pentru adversarul lui Radu Copăceanu în acea luptă. Dar la profesioniști o victorie, o înfrângere într-un singur meci pentru Radu Copăceanu. His opponent is coming from Bucharest, Romania. 19 years old, 1.73 tall. His club is Absoluto Cotroceni and his coach, Ionut Pitbull Atotirese. His nickname is the next Pitbull. Professional record, 7 wins and just 1 defeat. Fighting out of the red corner, Mario! Marian Dinu, un sportiv de 19 ani, antrenat de Ionut Atotirese, tocmai de aceea vine și acest nickname pentru el, viitorul Pitbull, pentru că este antrenat de Pitbull Atotirese de la clubul Absoluto Cotroceni. Are 7 victorii, o singură înfrângere pentru Marian Dinu, un sportiv de viitor, 1,73 m înălțime pentru el, a avut 71,1 kg la cătarul oficial, pentru că există o toleranță, chiar dacă meciul se disputa categoria 71 de kilograme, o toleranță de 500 de grame între pentru sportivi. I-am văzut pe sportivii care vor debuta în această gală, în primul meci. Pe de o parte moldoveanul Radu Copăceanu, pe partea cealaltă adversarul său, Marian Dinu din București, România. Sunt pregătiți cei doi sportivi pentru intrarea în acest meci. Spuneam, doi luptători foarte, foarte tineri, doi sportivi ambițioși. Și să-l salutăm pe Octavian Pescaru. Mai fost până acum în ring, toată lumea te-a văzut la televizor. Vii cam, mud un pic, ce s-a întâmplat? Căldură mare, nu? E căldură mare, mon cher, este îngrozitor, nu e ventilație deloc în sala asta. De plâng pe sportiv, vor avea de tras, zici că ești într-un deșert. Dinu, mănușile roșii, adversarul său, Radu Copăceanu, cel cu mănușile albastre. Oh, ce început, să zic așa, plin de tupeu din partea basarabeanului. Da, un sportiv, de picior. Un sportiv cu vreo 50 de lupte la amatori, este într-adevăr un luptător care are experiență, cunoaște bine suprafața de luptă. Iar eu vreau să văd cât de pitbull este acest next pitbull. În orice caz, o găselniță foarte simpatică a lui Ionuț Atotiresei, care și-a botezat pupilul în felul ăsta. E o trecere, știi, de la generația Ionuț Atotiresei la generația lui Marian Dinu. Exact, și să vedem ce va urma și după Marian Dinu. Little pitbull, nu știu, vedem, găsim ceva.
Hai. Foarte bine a blocat până acum Marian din lovitură de picior expediate de adversarul său. Au fost câteva încercări de high kick și bine a blocat cu mănuși și acum un genunchi bun al lui Cococeanu. Stop! Fai! N-a început Răbugala. E un meci cu multă acțiune, se schimbă multe lovituri, nu dorm în bocanci, mă rog, un fel de a spune. Da, este o categorie care nu prea te lasă să dormi în bocanci, 71 de kilograme, sigur, da, ofertantă, exact. Adică dacă ești la categoria asta, nu zburi, când mai zburi. Corect, corect. Și dacă ai și 18-19 ani când dau cei doi, trebuie să zburi. Da, mai ales dacă vrei să-ți câștigi un loc în perimetrul ăsta, dai seama, toți visează Moroșanu, Ghiță, Iftimoaie. Da, 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 exact. Cei de la București, probabil Ghiță, Sora, așa, cei din Moldova, Moroșanu și Iftimoaie. Încă o dată un genunchi bun acum al lui Cococeanu. Cumva un arsenal mai bogat pentru sportivul moldovean. E adevărat, o paletă mai largă de lovituri, da. Lovește mai variat. Foarte tare a lovit acum la corp. Însă Dinu pare fi un tip solid, a dus fără mari probleme până acum loviturile încasate. Să vedem cum stau cu condiția fizică, pentru că de multe ori sportivii noștri păcătuiesc la capitolul ăsta. Da, și de obicei moldovenii stau foarte bine la condiție fizică în ultima repriză. Am urmărit foarte, foarte multe meciuri în gale din Chișinău și se prezintă, de obicei se prezintă bine în ultima repriză. Grei mai puțin, dar cei mici, da. Se mișcă foarte mult Cococeanu, reușește de multe ori să evite loviturile lui Dinu. Prin mișcări pleacă stânga-dreapta. Uite, din nou a reușit să iasă din raza de acțiune a Macaralei. Și la lungă pur și simplu pe Dinu de acolo. Repriză foarte bună. Am revenit în direct, ne pregătim pentru saltul reprizei a doua dintre Radu Cococeanu, cel pe care l-avem acum în imagini, și adversarul său, Marian Dinu, elevul. Hai! Roundul! Fight! Suntem în repriza a doua a luptei dintre Radu Cococeanu și adversarul său Marian Dinu, elevul lui Ionuț Adodirese. O primă repriză spectaculoasă, da, între cei doi luptători. A arătat foarte bine prima rundă. Începe la fel de bine, parcă mai hotărât un pic Dinu în această repriză a doua. 30 de secunde în care a atacat sportivul bucureștean. Bună asta, lovitura asta la corp, o stângă frumoasă trimisă. Hai. Dar știi ce se întâmplă? Parcă nu găsește atunci când ar trebui cele mai bune soluții ca să-l pună în dificultate pe Cococeanu. Da, îi pică proteza lui Cococeanu, puțină pauză între cei doi. Cococeanu îi se pare ceva mai ager, mai iute în lovituri, în mișcare, în tot ce face. Uite, iarăși, lovitură de genunchi, e a patra, a cincea lovitură de genunchi pe care o trimite și care își atinge ținta. Încă o dată a încercat cu genunchiul Cococeanu. Da, lovește cu genunchiul și din săritură și în clinch. Da, și ca un next pitbull... Adversarul lui Cococeanu, Marian Dinu, se folosește foarte mult de loviturile de brațe în această luptă.
Și am văzut că caută acea lovitură puternică cu care să-l pună la, iată, din nou o dreaptă aruncată de undeva din spate ca să încerce cumva să-l pună la podea pe adversarul său. Încă o dată, da, două uite, croșee. Ai dreptate. Pune forță. Pune forță foarte mult. Au fost două croșee. Din păcate pentru el, care au lovit aerul, dar a fost multă forță în el. Timing mai bun din nou pentru Popoceanu, dreaptă frumoasă la corp, o stângă la figură, din nou dreapta la corp, genunchi pentru Popoceanu. Da, dezechilibrat, l-a prins pe pas înapoi, era să se ducă jos, Dinu. Parcă mai rapid în execuție și își găsește mai bine pașii Popoceanu. A fost o stângă bună a lui Dinu acum. Două croșee, genunchi din nou. Hai, o serie bună pentru Popoceanu. Ochi blocat. Hai, 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 frontală, Dinu a început să obosească. E mai proaspăt basarabeanul. Cred că Dinu a obosit și datorită faptului că a trimis acele lovituri puternice în aer. L-au epuizat un pic. O secerare acum a lui Popoceanu. Fai! Break! Break! Fight! Oh, okay. Da. A intervenit arbitru, s-a încheiat repriza. Final de emoții în repriza a doua pentru Dinu, care a încasat un high kick de la adversarul său și dacă mai ținea un pic repriza, putea să fie pus la podea de Moldovean. Dar l-a salvat gongul. L-a lovit bine, l-a prins bine Popoceanu, i-a zburat și proteza din gură. Încă o dată genunchi foarte mult pentru Popoceanu, Dinu a încercat un uppercut de stânga la corpul adversarului. Din nou se schimbă câteva lovituri din clinch. Da, e clar mai proaspăt Popoceanu. Eu zic că dacă lucrurile continuă așa și Dinu nu găsește vreo soluție, meciul ăsta curge către o decizie lejeră în favoarea lui Popoceanu. Popoceanu ține și centrul ringului acum în această repriză. Încearcă să apropie de adversarul său. Vedem, a fost mai agresiv un pic în acest prim minut. Uite ce frumos îi taie calea. Oh, percu de stânga, da. Bun pentru Dinu acest percu de stânga. E greu de prins însă Popoceanu. Da, mai încasat o dreaptă peste gardă. Acum vine și el cu două croșee. High kick din nou blocat de Dinu de această dată. Bună această lovitură mediană. A intrat pe sub cotul lui Marian Dinu. Break! Break! Bravo! Bravo! Încă o stângă bună, croșiu de dreapta, high kick. L-a prins puțin descoperit pe Dinu, a intrat acea lovitură prin garda lui Dinu. Încă un genunchi în casa de această dată de Copăceanu. Cam târziu însă s-a trezit cu genul ăsta de lovituri. În primele două reprize n-a scos la iveală astfel de lovituri.
dreapta peste gardă, lovitură înaltă de picior, încearcă Marian Dinu direct printre brațele adversarului, încearcă și adversarul să o facă direct în dreapta la corp. Top! Timp! Ce s-a întâmplat? Timp! A fragmentat o lupta, cred că... A, protecție. A, protecția, da. Timp! Fai! Da. Are brațe mai lungi cu Păceanu, da, s-a folosit de alungi foarte bine în acest meci. Da, știe să stea în ring, știe să se deplaseze, știe când și cum să lovească. Mă... Lasă o impresie bună aici la el. Să-l aducă Păceanu. Ultime secunde din acest meci. Se aruncă lumea peste adversarul său, luată brațe acum Marian. Da, final de meci între Marian Dinu și Copăceanu, acest prim meci la categoria 71 de kilograme. Un meci plăcut, făcut de cei doi sportivi. Am urmărit pe durata celor 9 minute doi sportivi tehnici, proaspeți, tineri, au arătat foarte, foarte bine cei doi luptători. Să așteptăm și decizia arbitrilor judecători după aceste 9 minute. Început de egală foarte, foarte bun, cu meci spectaculos între Radu Copăceanu și bucureșteanul Marian Dinu. Vor fi chemați în scurt timp la centru cei doi luptători pentru decizia finală. Sportivul din Republica Moldova în acest prim meci împotriva lui Marian Dinu.